Inițiativa acestui album aparține singurului anticar din oraș, Costel Crăciun, care și-a dorit ca astfel să reînvie trecutul râmnicului și să lase privitorul să vadă cum s-a transformat acesta în decursul anilor, de la orășelul de provincie de la începutul secolului al XX-lea sau chiar mai devreme și până în zilele noastre. Este o lucrare inedită. Despre orașul vechi s-a mai scris, au mai fost albume ilustrate. Cel mai important, cred că a fost al lui Titi Mihail Gherghina, care a scos la lumină orașul Râmnicu Vâlcea așa cum a fost. Eu acum doresc să-i continui opera, dar să și fac o paralelă între orașul vechi care a fost odată și prezentul. Și cred că am reușit să strâng în jur de 700 de fotografii vechi pe care le-am transpus în ceea ce este acum. Am făcut o paralelă între vechi și nou. Proiectul singurului anticar din oraș a devenit astfel nu doar o simplă colecție de fotografii, ci o fereastră către trecut, o invitație la a descoperi sau redescoperi frumusețea și spiritul de odinioară al urbei de la poalele dealului Capela. Iubesc foarte mult orașul. Practic, m-am mutat în 78 în Râmnicu Vâlcea. M-am născut în Petroșani, acolo am locuit 9 ani. Și primul lucru pe care l-am făcut când am ieșit în oraș, să mă plimb. Și cred că m-am plimbat 2 ore, m-am rătăcit și am stat și am văzut tot orașul așa cum a fost și m-am îndrăgostit iremediabil de el. Pentru că mai are multe fotografii, Costel Crăciun promite că va scoate și a doua parte a acestui album.